Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la nou videoclip de pe acest canal. Astăzi am zis să fac un video cu bobocei de gâscă. Merg aici cu ei mai sus că să mai pască și aici, că acolo în fața la poartă au cam mâncat toată iarba. Aici cu gâsca asta, boboaca. Aici sunt 7 din prima tură, 5 gâște și 2 gâscani, și din a doua tură sunt 11, dar cred că vreo 3 gâscani, 4 sau 5 cred, și restul gâște. Și mai am cei 3 scoși de cloșcă, încă 3 gâscani par a fi, și rața leșească a scos. Adică i-am pus 10 ouă de gâscă leșească la prima verificare, 7 au fost bune și a scos 7 bobocei. Și eu am crezut că o să pun rața cu cei 7 de leșească și cu aceia 3 care i-a scos cloșca, dar rața îi bătea pe aceia 3, așa că am pus cloșca cu toți 10. Sunt în cușcă. Am 28 de boboci de gâscă până acum. Uitați-i ce le mai place, uitați, aici a fost păpădie și au mai rămas doar astea cum a înflorit, că frunzele le-au mâncat de la ea. Haideți că mă așez aici jos. Le-am dat iarbă în ocol de dimineață, chiar multă, să aibă până vin eu de la biserică, dar nu au mâncat și tot făceau gălăgie să-i las și i-am lăsat. Că nu-i pot lăsa singuri, până acum îi puteam lăsa singuri, dar... Au fost toate gâștele cu ei și gâscanul cu gâsca aceea mare cu moț, îi tot duceau, îi duceau mai departe de casă și abia i-a găsit de vreo două ori bunica, și dacă nu sunt eu acasă să stau cu ei, ea nu are timp să stea toată ziua cu ei că are treabă, așa că nu-i mai pot lăsa singur, doar dacă stau eu cu ei și îi mai lasă ia așa când are timp câte o jumătate de oră, dar le dă iarbă continuu acolo în curte. Și acum am lăsat doar gâsca asta cu ei și celelalte sunt închise în spatele grajdului, că acum dacă a scos rața e liber acolo. Și eu speram că dacă o las doar pe asta, că asta nu-i ducea nicăieri, stătea doar pe aici cu ei așa pe lângă casă. Dar acum s-au învățat bobocii și pleacă ei singuri și fără gâscă. Am legat gâsca, am bătut un par și am legat-o să stea acolo cu ei, dar ei n-au treabă, o lasă gâsca acolo și pleacă. Acolo într-un loc unde i-au învățat celelalte. Și îmi pare rău că le-am lăsat pe celelalte cu ei, că nu trebuia să le las să stea doar cu asta. Și acum era bine că stăteau toată ziua la iarbă în stradă, dar acum asta este. O să mănânce și în curte. Ăștia mari, 7 cred că au, 5 săptămâni cred cam așa, și ceilalți cred că mâine vor avea. Ăștia 7 cred că sâmbătă au avut 5 săptămâni, dar nu știu 100%, și ceilalți 11 luni cred că o să aibă 4, adică mâine. Și trebuie să-mi scoată și curcile, amândouă. Una este, nu știu dacă v-am zis, dar am verificat ouăle de curcă. Una, cea tânără, are 20 de ouă bune din 21 și cealaltă pe ouă de găină are vreo 26, cam așa. Și sunt foarte bucuros că sunt bune ouăle de curcă. Uitați ce mai mănâncă. Poate o să merg imediat și în curte, dar stau aici cu ei să pască. O să merg imediat în curte și o să
filmez poate și puii de găină, o să văd eu acum. Mai stau aici cu ei, pun pe pauză și o să revin direct din curte. Au trecut vreo 10-15 minute aproximativ și s-au dus mai în sus, au fost în partea asta, un pic acolo pe drum și i-am dat înapoi în partea aia și aici le place foarte mult, deși este iarba aia mare, o mănâncă foarte bine. Vedeți ce atentă este gâsca. Aici efectiv am mâncat toată păpădia și când îi las în grădină, că în lucernă este plin de păpădie. Uitați, asta este susai și este bun la gâște, doar că nu prea când sunt boboci, când sunt așa mai mari. Haideți băi că vă pierd pe aici. Hai, în jos. Și gâștele bătrânei duceau și acolo în sus și se culcau acolo în iarbă și eu nu-i vedeam. Uitați. Cred că am și un gâscar moțat, ăsta cred. Chiar se vede diferența de mărime, chiar dacă nu este decât o săptămână între ei, la vârstă mă refer. Uitați aici o gâsculiță, ce frumoasă este. Cred că și o gâsca am cu moț, tot din aia 7 primii, dar nu știu care acum. Uitați ce frumos mănâncă. Uitați aici, 6 ăștia sunt din prima tură și ăla de acolo. Sunt 2 gâscani și 5 gâscuțe. Hai, mergeți în partea aia, băi, așa acolo aveți ce mânca. Din ăștia 11 care i-a scos gâsca bătrână, sunt mai mulți gâscani. Haideți, că acum dacă stau aici să-i pot număra, să vedem câți gâscani sunt. 1, 2, 3... 4, 5, stați că m-am pierdut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gâscani și 4 gâscuțe. Uitați, vedeți ce bine mănâncă așa acolo, chiar dacă este iarba un pic mai mare. Și gâsca asta mă enervează că tot i-am pus apă să se spele și nu se spală, tot așa murdară este pe pene și nu-mi place. Uitați ce bine mănâncă. Cred că le este deja sete. Adică când le este sete merg ei singuri în jos către casă. Mi-ar fi plăcut dacă stăteau singuri să nu se ducă. Adică ei stăteau singuri dacă nu băgam eu gâștele bătrâne cu ei, că alea iau păcăliță, plece. Uitați-i cum mănâncă. Când au gușile pline și le este sete, merg singuri în jos. Băi, piticule, ai rămas ultimul. O să revin când o să-i bag în curte la apă. I-am adus. Uitați, le-am dat de dimineață și n-au terminat-o. Haideți să le mai dau. Băi, unde vă duceți?
Pui. Hai. Ce fac găinile astea aici? Hai. Băi, i-aș păpa tot. Uitați bobocii. Trebuie să le dau mâncare, n-am fost de când am venit de la biserică, n-am fost aici la ei. Doar am deschis ușa să iasă gâsca cu bobocii. Uitați-o aici pe mămica lor adoptivă și pe mama naturală, adică tot adoptivă a celor trei, că n-au fost ouă lei, a fost ouă de gâscă. O să le dau imediat pisat cu urzici. Și aici am făcut o cușcă mică pentru cloșca din pod cu 15 puișori din 19 ouă. Hai, băi, v-ați ascuns acolo, trebuie să le aduc celor mâncare. Le-am dat de dimineață, dar văd că nu mai au. Are și unul negru, primul ieșit, fost ăla negru. Hai, ieși afară de sub mămica voastră. Uitați, 8 golași și sunt și moțați. Aici vițica, ce vrei? Și porcii. Cred că a scăpat o gâscă. Da. N-am ce să fac, că oricum zboară. O să o bag eu înapoi. Aici rața asta care au o adiere aici. Taci. Curca asta este pe ouă de găină. O să le dau imediat jos la mâncare, că le dau în fiecare zi. Și asta e pe ouă de curcă. Mâine, de mâine într-o săptămână ar trebui să scoată, dar poate că de astăzi, cam într-o săptămână, poate că vor scoate aici. Două de găină, unul de rață. Aici ridică-te un pic, băi, puturoasă. Aici trei de găină. Vacile sunt la păscut. Aici găina asta care ieri am văzut că vrea să calce o altă găină. Aici încă două la ouat. Ce vrei, băi? Bătrânico, parcă ești cocoș cu creasta aia. Uitați aici pe doamna gâscă, le caută pe celelalte. Rațele românești. Pui. Haideți, băi. Ce ați făcut aici? Păi este foame. Stați un pic să deschid. Hai să vă dau să mâncați. Pui. Uitați că a intrat găina asta, dar oricum o las, că nu știu ce are. Unde să vă mai dau? Dar dați-vă un pic de aici. Hai! Uitați ce mai bagă în ele rațele, ca nemâncatele. Deși au mâncat-o azi dimineața o găleată din asta. Hai, puiule! Găina pleacă de aici. Hai, băi, prostănacule! Găino, ieși afară. Așa. Lasă-le să mănânce. Să mănânce și rațele și puii.
Uitați aici și iepurița asta, nu știu dacă v-am arătat-o. Am primit-o de la un unchi. I-am dat de dimineață lucernă, văd că s-a arcat acolo cu picioarele pe ea și n-a mâncat-o. Trebuie să-i mai dau și apă. De fiecare dată și-o răstoarnă, bea un pic din ea când îi dau și după aia și-o răstoarnă. Haideți să vă arăt și pe asta care a sărtat. Era să calc un pui. Uitați, are și ea aici orz și pisat, i-am dat că am zis că poate mănâncă, dar nu. Apa așa băgată, ea mizerie. Iarbă i-am dat de dimineață cu lucernă și lucernă uscată. Acolo are pui, pune foarte mult fân și ce-i dau eu de mâncare și iarbă tot duce și tot pune pe acolo pe lângă cuib. O să merg să le aduc imediat la amândouă. Nu știu cât ți-a fătat, poate o să mă uit astăzi dacă o să am timp. Și nu era agresivă, dar văd că acum iarăși. Uitați cum s-a smuls de acolo de pe la ceafă. Să le dau mâncare și lor două imediat. Haideți să vă arăt puii mai în detaliu un pic. Cocoșul ăsta golaș, barat așa, porumbac o să rămână și cu ăsta. Ăsta calcă deja, l-am văzut ieri. Sau poate unul negru, moțat, nu-l văd acum unde este. Uitați-l acolo, și ăla îmi place, este frumos. Dar ăștia doi o să rămână dacă o să trăiască. Sau negrul ăsta golaș, este frumos, sau golașul ăla pestrit. Uitați, se bate cu găina. Găina aia este bine, i-am dat ceva tratament, că nu era bine. Ăsta mi-l place, este frumos. Puii trăiesc toți, toți sunt bine, doar ăsta este puțin mai rău. Nu știu ce are, este mai mic și mai slab, deși mănâncă și i-am dat și lui ce i-am dat găinei. Și puicuța aia îmi place foarte mult, golașă. S-au speriat acum, hai. Pui. Rațele astea mănâncă și nu știu de ce mie în parcă nu cresc. Probabil dacă le văd zilnic din asta. Am acolo o moțată. Și încă aici am o bărboasă. Mai am o moțată roșie acolo. Se bat între ei. Uitați ăla ce mare este deja. Sper să scoată și curca pe ouă de găină destul de bine. Rațele sunt destul de grase, doar că, nu știu, nu-mi pare mie că cresc. Haide aici, băi, piticule. Uitați-le. Cât sunt în comparație cu mâna mea. Dar sunt și care sunt mai mari. Sunt multe așa pe culoarea asta sălbatic și altele așa pe culoarea aia, habar n-am ce culoare este, așa albastre cu pene maro. Și uitați ăla, uitați, dacă s-au săturat, sar afară, până noi las eu. Mai este moțatul ăla de acolo la rație ăla și mai trebuie să fie unul, dar că nu ridică capul acum, ăla. Uitați aici puica asta bărboasă. N-are cine știe ce barbă are acolo un pic. Și mai, uitați, cocoșul ăsta îmi place foarte mult. Doar că bunica spune că n-o să-l lăsăm că este negru. Sau ăsta mi-l place. O să văd eu. Că pe bătrânul o să las înapoi pe golaș. Uitați și puica aia golașă. N-am puici multe. Am 25 sau și 3 de cocoși. Așa că dacă am 23 de cocoși, că nu știu sigur că am numărat, dar mai țin minte, dacă am 23 de cocoși, am 10 puici. Da, merg să dau mâncare și la bobocii de gâscă și la puii de găină, haideți că poate vă arăt. Am și cocoș moțat, adică cocoși moțați mulți, am și golaș moțat alb de ouă verzi, ăla de acolo. Puici nu cred că am de ouă verzi anul ăsta, adică s-ar putea să fie aia, dar nu știu 100%, că știu că am avut una din ouă verde moțată, dar nu era golașă. Îi las, că oricum au terminat de mâncat, îi las afară. Pui. Haideți că dau la boboci, la puii ăia de găină să vă arăt. Au venit aici bobocii cu mamele lor, ca astea două chiar sunt mamele lor. Hai să dau la ăștia prima dată.
țin cu piciorul de ușă, că cloșca tot vrea să sară. Hai. Le dau oricum pe jos că cloșca scurmă și măcar să poată mânca și aia mici mai bine. Băi, nu-i călca. Na, mâncați. Să vedem dacă merge cu ei. Uitați-i că merg acolo, adică cei mari, ba nu merg. Probabil e frică de mine că cei mari trei sunt foarte sperioși. Taci odată, băi. Hai. Pui. Ăștia mănâncă foarte bine. Deși nu sunt mari. Pui. Uitați-i cum vin. Acum poate îi vedeți mai bine. Nu vin toți, mai sunt și pe acolo prin spate. N-am mâncat. Că mai dau ce-a mai rămas puțin. Mâncați. Ăla de acolo din spate este scos ieri la incubator. Băi. Și ăla cred că murea în ou dacă nu ciocneam eu ou și până acum văd că este bine, doar că nu vine să mănânce încă. Am auzit, băi, să nu ieși afară. Am auzit puiul în ou și l-am pus în incubator cu speranța că va ciocni, tot n-a ciocnit și l-am ciocnit eu și văd că a ieșit. Era deja doar să iasă, avea și venele. Nu mai avea vene de sânge când l-am ciocnit. Și da, merg să mă spăl pe mână că sunt depisat și să cobor curcile de pe ouă. La revedere!